Iisus s-a născut. Iisus s-a născut, viață lumea aducând. Mă ne chinăm ție, scump Iisuse, te laudăm, scaunuța dulce, viață dar tu ne dăduită, când în lumina este te-a născut. Mă ne chinăm ție, scump Iisuse, te laudăm, scaunuța dulce, viață dar tu ne dăduită, când în lumina este.
Așa cum am promis și cum facem în fiecare an, am aprins beculețele împreună cu toți copiii și sper că anul acesta copiii să fie super încântați de ceea ce o să vadă în oraș. Noutatea este că am reușit să facem cam în tot orașul să amenajăm luminile de sărbători. Ce pregătiți pentru luna decembrie? Sunt o grămadă de activități. Vom începe mâine cu ziua națională, 1 decembrie la 10:30 pe această cale și invit pe cei care vor să participe mâine la festivitatea de înălțare a drapelului, după care vom servi fasole și cu cârnați, dar și fără cârnați, pentru cei care țin post mâine în parc. După care avem în 4 decembrie Sfânta Varvara, este și protectoarea orașului nostru. Vom avea o serie întreagă de activități, dar la biserici, e vorba de Biserica Sfânta Varvara din aeroport și Biserica Sfânta Varvara de sus din centru. După care avem o serie de activități legate de luna decembrie și vom finaliza cu Revelionul în aer liber și înainte de asta Revelionul persoanelor vârstnice. Anul ăsta sunt mai mulți oameni în corp și bradul e mai luminos. Da, din păcate plouă, nu ninge, dar să sperăm că asta e ultima zi de ploaie și de mâine să avem zăpadă sau să fie mai plăcut afară. Sunt foarte mulți oameni în parc. Vedeți, o noutate, n-am mai adus un brad natural, am optat pentru un brad artificial pentru că n-am mai vrut să tăiem din pădure. Yeah.